Le spuneai ce vrei să faci, dar ei nu te ascultau deloc. Dar tu mergeai înainte și n-ascultai de cuvinte, că știai că o să-i faci să te țină minte. Vrei să fii președinte, vedetă sau doctor? Vrei să fii la înălțime, tu în fața tuturor? Ia-ți hainele și pleacă în lume, demonstrează la lume că tu nu ești genul să-ți ardă de glume. Arată-le la toți ce poți, ce știi, ce faci. Chiar nu te-ai săturat să stai, să înduri, să taci. Lumea e răutăcioasă, chiar dacă ți se pare că nu. Salut, sunt Otto de la Miere TV 8 și astăzi vom merge la sală. Voi încerca astăzi, fraților, să fac flotări, să vedem câte flotări reușesc să fac. Dar mai întâi trebuie să ne cântărim. Haideți să mergem, să vedem câte kilograme am. Vă reamintesc că nu am mai făcut flotări de la clipul acela, flotări la 123 de kilograme. Atunci mi se pare că am făcut 14 cel mai mult, nu mai știu exact. Aici avem cântarul, haideți să vedem. Bine, am și hanoracul ăsta pe mine. Probabil pot să arate un pic mai mult, un kilogram. Două, am și pantaloni. Și mai e 117,5. Wow, foarte mult. Am atât de multe kilograme pentru că am băut în fiecare seară, săptămâna aceasta, am băut must, câte 2 litri de must. Și după cum știți, strugurii conțin destul de multe zaharuri, iar eu dacă am băut foarte, foarte mult, am mai luat un pic în greutate, deci 117,5 minus 2 kg, să zicem, am undeva la 115,5, ținând cont că am și camera și hanoracul și așa mai departe. Nu este nicio problemă, vom merge acum să vedem câte flotări reușesc să fac. Da, am băut fiecare seară timp de 5 zile, am băut câte 2 litri de must, mi-am cumpărat vreo 14 litri de la ziua recoltei de la Vâlcea și se pare că zaharurile acelea mi-au crescut greutatea. Dar asta este, haideți să vedem câte flotări reușesc să fac, să mergem la sală, să-mi fac antrenamentul și să vedem dacă am mai crescut în forță. Eu așa zic, mă simt foarte bine. Let's go! Ia uitați, fraților, era să plec până să-mi consum porția de vitamine, acest aliment minune API complet de la noi, de la Miere TV, bineînțeles. Ia uitați aici și ce conține. În fiecare zi o să iau câte 2, 3, 4, 5 lingurițe, depinde cum am chef. Pot să iau și mai multe, nu este nicio problemă. Voi lua acum 3 lingurițe și după aia vom merge la sală pentru că am nevoie de putere să fac acest challenge. E superb, vă garantez. Vreți să vă arăt și cum îl mănânc? Bun. Pentru că mierea ridică totul la suprafață, trebuie să l-amestecăm foarte, foarte bine înainte. Ia uitați ce textură faină are. Dacă ar și focaliza aparatul ăsta. Ia stați un pic. Doamne! Ce ai, mă, de nu focalizezi? Ia uitați cât de bine arată. Are păstură, are polen, care au foarte, foarte multă proteină și sunt foarte bune pentru masa musculară. Are miere, care îți dă foarte multă energie și cătine, la fel, care îți dă foarte multă energie și are foarte multă vitamina C. Am dat pe jos. Wow. Deci e genial la gust. Ăsta eu l-am creat special pentru sportiv, pentru sală și să aibă și un gust bun. Am mai scos din tinctura de propolis pentru că aia nu-mi plăcea la gust. Am pus mai puține decât în rețeta Monica Tatoiu și am îmbunătățit-o. Practic am adăugat și cătină și păstură. Care păstura este foarte, foarte scumpă. Este 50 de lei, 100 de grame. Wow, delicios. Chiar e delicios. Am luat două lingurițe imense. E, acum chiar suntem pregătiți de sală. Hai să mergem. Sunt pe drum, fraților. Trebuie să stau la barieră aici, în Băbeni. Ce vreau să vă zic referitor la greutatea pe care o am.
ați văzut că am o greutate cam mare. Am avut și 113,4 săptămâna aceasta, însă am avut foarte mult de lucru. Am vrut să construiesc masă musculară, nu prea m-am stresat cu dieta. Am mâncat tot ce am vrut eu, am mâncat și slănină, am mâncat și dulciuri, am mai mâncat, ca să zic așa, puține, mai, mult mai puține. Dar am mâncat niște biscuiți digestivi care au destul de multe calorii, mă rog, mi-am luat și niște pufarine. Și pentru că am stat foarte mult nopțile, am tot ronțit așa într-una, dar nu este nicio problemă pentru că trebuie să îi lăsăm timp corpului să își retragă frumos pielea, să nu-mi atârne pieile. Iar în acest timp, bineînțeles, trebuie să cresc și masa musculară, pentru că pentru mine este foarte importantă și masa musculară. Vreau să arăt bine în momentul în care voi termina de slăbit cele 50 de kilograme. Nu uitați să mă urmăriți, pentru că voi slăbi cu siguranță 50 de kilograme, vă garantez. Anul acesta vreau să slăbesc 40 de kilograme, pentru că nu mai am foarte mult timp și nu vreau să mă stresez foarte tare. Deci când se va termina anul, trebuie să am undeva la 106 kg, pentru că am plecat de la 146. Și începând cu anul viitor, trebuie să mai dăm 10 kg, care vor fi cel mai greu de dat, cele mai grele kilograme de dat jos. Atunci va trebui să introduc foarte mult cardio. Momentan, anul acesta, nu știu dacă am făcut 10-15 ședințe cardio, dacă am făcut de 10-15 ori cardio. Și vreau să vă recomand și vouă să, dacă aveți de slăbit o greutate foarte mare, peste 30-40 de kilograme, să nu începeți de la început cu cardio. Acesta să fie un as în mânecă pe care să-l păstrați pentru ultimele kilograme pe care le aveți de slăbit. E o grămadă de băieți din cartier care au brațul, capul și inima de fier, care ar fi vrut să plece până mai ieri, dar fiecare zi stau și trag la brații și pierd. Jaf Mahal, când îi prins păștea în așa hal, dau pe dropul ăsta și umplem o hal. Mai umplem eu hal, bă, pune pe funșadu tequila, tequila, vezi că fac brațul cât capul. Săriți-a lămâia, e perfect, fac brațe și pierd. Cuba, șapte Cuba, bate Cuba. Vreau să fac o barmanița, asta alcool sutra. Check it, check it, check it, cum învarsă fata suta. Și cum mă privește în ochi de sus, am pus un tavan. Sultan, sultan, ai peste capul ei ca americanca. Putana, putana, se mișcă bine italianca. Din an în pași mă vezi, dar seală mai degrabă în casă. Am o halbog în capul, beau din ea whisky, e groasă. Doza zui perfect când beau, fac brațe și pierd. Eu sunt Benzel pe scenă, call me. Ia mă, unde vă vreau, 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 vreau
Metri, adu, mă cu metri. Sunt în mare, gigante, party. Casa, fuck, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Hold up, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Când m-au întrebat unde vreau să ajung, le-am spus sus. Când m-au întrebat, frate, ești de bun, eu am râs. Asta pentru că sunt tare, 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 tare de tot. Când m-au întrebat care e secretul, le-am spus așa. Rupele capul în prima șase, nu le uita. Că altfel n-ai cum să fii tare, 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 tare de tot. Este mă, 20 de suferi. Yes! Le dau tare în continuare până-mi sare amitalele. La gât toate metalele, le rup și amortizoarele. Le spargem și timpanele, la fete rup bulanele. Hainele matinalele, am ajuns la Lidl, trebuie să trecem de dulciurile astea. Mamă, 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 câte au. Bă, frate, am mâncat biscuiți din aia digestiv cu scorțișoară, șmecher, rău. Bun, dau vreo 400 de calorii și aia pe 100 de grame. Haide, haide aici la paste. Ce găsim? Vreau de alea de bolognese, nu am aici. Arabiata. Unde e, mă, frate? Nu mai e nici... Nu mai e nici salata aia de ton? A, ba, da, uite aici. Să luăm și câteva salate din astea de ton. Sunt foarte bune. Așa. Vreau să vă arăt ce mi-am acum de mâncare. Am poftă nebună de niște paste. Și după aia mergem acasă și ne cântărim să vedeți și câte kilograme am. Tare, iată. Nu se poate, bolognez. Uite asta. Ha? Nu e, stai, stai, nu, 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 că nu e. Nu, doar ridic, să vezi. Păi nu e. Bă, frate, unde e? Bazilică, nu cred. Și nici de la bio n-au? Bă. Hai să luăm o pungă de paste. Mai întâi. Luăm din asta de fuzilii. Ce facem, frate? Luăm una de asta de arabiata. A, că e bună, e picantă așa. Picantă, da, îți place picant. Dar mie îmi trebuie carne. Vreau cărniță, vreau... Basilia e cu... Deci nu se poate. Alea au, fii atent, alea au capacul, de bolognese au capacul maro. Vezi, e roșu și verde, dar maro nu. Hai înapoi la alea, mai căutăm pe acolo. Nu găsesc paste bolognese, mor de mergi. Le-au luat ăștia pe toate. Aha, uite aici unul de ăsta cu capacul mai maro, vezi? Este, mă, l-am găsit. Uite, l-am găsit pe toate. Ia două. Adică ajung două. Bolognese. Da, asta este. Două. Bagă-le acolo în coș. Perfect. Trebuie să mai luăm apă, dar o luăm după aia. Și acum vom merge să mai luăm niște... nu știu, niște care păcate sau... Salut! Ce faci? Bine, vă fac reclamă. Mergem aici. Știu! Știu! Mi-a tras atenție aici un coleg de facultate. Am luat și un... din ăsta. Un grande... Padano.
Ce mai luăm, frate? Paste cu sos, cu niște parmezan peste. Nu sta pe mijloc, las oamenii să treacă. Că nu știu ce să mai iau. Nu știu, mă. Hai să... carne, m-am zis, carne tocată. Să mai punem niște cărniță, că vreau să... Să fie mai multă carne, așa. Aici nu mai pui, carne tocată. Wow, ce-s hamburger, ce bine arată. Uite, e și aici, carne tocată de vită. Mamă, băgăm un 500 de grame cu 3 sosuri din alea și o pungă de paste. Am mai pus 2 kg pe mine. Trebuie să hrănim mușchii ăștia, că... Trebuie să hrănim mușchii, fraților. Oricum am simțit foarte bine astăzi, de la api complet. Ați văzut și voi, am făcut record. Nu vine să cred. Și chiar am făcut record la flotări. M-a ajutat foarte mult api completul ăla. Genial. Haideți să luăm apa acum. Luăm așa, un box de apă plată. Poți să iei tu, Ionuț, un box din ăsta de apă minerală să fie și. Acum mergem la casă. Mamă, câtă lume, frate. Bine că am telefonul la mine. Hai, revenim de acasă, să vedem cât e kilograma mea. Bun, haideți că m-am ajuns acasă. Să vedem și câte kilograme am. Câte sunt? 115,8. Așadar, fraților, ați văzut un obez de 116 kg la 1,80 m. De ce spun că sunt obez? Pentru că greutatea ideală este undeva la 80 kg, dacă ai 1,80 m, cum zic ei. Bine, eu am și masă musculară, aș putea să am mai mult. Dar conform datelor doctorilor, dacă ai cu 35 de kg mai mult față de tabelul acela, înseamnă că ești obez. Ați văzut și voi, am făcut 20 de flotări simple și 8 cu bătaie. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare tuturor care ați apăsat pe acest clip. Dacă vreți să mă urmăriți în continuare să vedeți până unde pot ajunge cu slăbitul, vă invit să vă abonați pe acest canal, pentru că nu mă voi lăsa până nu voi ajunge la 50 de kg slăbite. Nu uitați, fraților, să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, v-am pupat. Ciao! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.